Pe parcursul anului trecut, pe adresa serviciului de ambulanță județean Hunedoara, au venit 80.000 de solicitări de intervenții. Acest lucru înseamnă o creștere cu peste 25% a numărului de intervenții față de anii precedenți. Bună parte dintre cei care au solicitat ajutor de la serviciul de ambulanță județean fiind persoane cu simptomatologie de COVID-19. Pe anul trecut am ajuns la un număr de 80.000 de solicitări. O creștere cam cu 25-30% aproape față de activitatea noastră normală. Mare parte din aceste solicitări au fost solicitări destinate pacienților cu infecție COVID. Și începutul lui 2022 s-a arătat a fi unul de foc pentru ambulanțierii hunedoreni. Astfel, doar în ianuarie, serviciul de ambulanță județean Hunedoara a primit 11.000 de solicitări, mai mult decât dublu față de alte perioade, în condițiile în care numărul mediu lunar al acestor acțiuni este de cel mult 4.500. În anul acesta, de la 1 ianuarie până în prezent, am ajuns la 11.000 de solicitări. Mult în condițiile în care noi, serviciul de ambulanță, avea o medie pe lună în jur de 4.000-4.500 de solicitări. Acum suntem la 11.000 de solicitări. Și luna februarie 2022 se anunța a fi una la fel de plină pentru angajații serviciului de ambulanță județean Hunedoara. Pe adresa instituției venind zilnic aproape 300 de solicitări la intervenții de prim ajutor sau pentru persoanele afectate de COVID-19.